găsit, dragi telespectatori! Am întârziat și am amânat momentul în care să o rog să-mi acorde un interviu, nu doar din lipsă de îndrăzneală a iubirii pe care eu port, ci pentru că nu am știut ce am să o mai întreb odată ajunsă în fața dumneei. De vreme ce prin cântecele dumneei, răvășitor de frumoase și înțelepte, mi-a răspuns deja la cele mai arzătoare întrebări. A trăit complexul inferiorității, provenind dintr-o familie de oameni simpli, crescând la țară, răzbind într-o lume de unde prăbușirea și dezamăgirile pot surveni oricând. Invitata mea este dovada că universul completează prin frumusețe, inteligență și noblețe micile dezechilibre de noroc ale sorții. Bine v-am găsit, doamna Steliana Sima! Eu bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, dar știi, mă uitam așa. De obicei când mergem la astfel de interviuri, toată lumea vine cu întrebările deja pregătite, cu introducerea. Tu liber, mă tot uitam pe aici, e un prompter ceva, nu, te felicit. Mulțumesc din suflet. Te felicit, da. Am gândit proiectul acesta general să fie cât se poate de profi și atunci, având un producător pe măsură, mă pune într-o lumină frumoasă. Cine-i producătorul? Domnul Cosmin Alexandru Man. Man, ochi frumoși, ochi albaștri, da. Mane, să-l salutăm și pe el. Te pupăm. Doamna Steliana, să intrăm puțin în poveste, pentru că telespectatorii sunt fericiți de venirea dumneavoastră în emisiune și aș vrea să vă întreb despre sintagma n-am uitat de unde am plecat. Trebuie privită cu mândrie sau cu obidă? Cu mândrie. Spun cu mândrie pentru că dacă sunt astăzi ceea ce sunt, sunt pentru că acolo m-am născut, pentru prima dată am deschis ochii acolo. Acolo am primit educația, am crescut, acolo m-am format ca om, știi, cei 7 ani de acasă și nu numai. De acolo am primit toate învățăturile. Cum să uit? Pentru că astea mă însoțesc și la momentul actual întrag seva tot de acolo. Și pentru că întrag seva tot de acolo, tot acolo mă voi întoarce. Nu v-ați putut desprinde de anii copilăriei și de casa părintească? Nu. Și acum în nou material pe care o să vin cât de curând cu el să-l lansez la voi. Chiar am spus că am un cântec, căsuța mea sfânt altar. Deci, la vârsta pe care o am, tot îmi cânt căsuța mea sfânt altar, tot îmi cânt dragostea, mângâierea, alinarea părinților, tot când locul ăla, pământul ăla, să simt glasul pământului, să simt iarba aia verde sub picioare, încă le cânt, încă le simt, de aceea nu m-am desprins și cred că dacă m-aș desprinde, n-aș mai avea nici inspirația, pentru că acolo este izvorul meu de inspirație, de acolo vine, n-a secat. Dacă m-am rupt de acel loc, seacă și izvorul inspirației. Doamna Steliana, cum arăta și unde este satul de altădată? Cum arăta Cilienul copilăriei dumneavoastră? Îmi vine să plâng la întrebarea asta. Puteți să faceți. Mă faci să plâng. Of, cât de frumos era. Și n-aș descrie aici decât că nu cutreieram satul în lung și în lat. Nu îl cutreieram. Îl cutreierau băieții, că veneau pe la fete, dar noi, fetele, nu îl cutreieram. Aveam drumurile noastre. Drumul spre școală, drumul spre olt, la scăldat, și drumul la biserică, și drumul la câmp. Astea erau. Dar cum erau drumurile astea? Nu o să le mai întâlnesc niciodată. Nu o să mai întâlnesc niciodată țărâna aia în care mi-intra piciorul până la gleznă. Și era o țărână atât de fină și atât de arzătoare. Arzătoare în sensul frumos, pentru că era încălzită de soare. Era o plăcere. Era o plăcere. În altă ordine de idei, eram foarte multe fete pe uliță.
și era suficient una singură să iasă, să dea tonul la celelalte. Și făcea așa. Deci aveți și un asta anumit era salut care vă nostru, aduna. Da. Nu era hăulită, dar așa făceam noi. La mine nu se hăulește. Și dacă ieșeam eu, dacă ieșea Onica, dacă ieșea Antigona, dacă ieșea Milica, Mariana, Mimi și așa mai departe, toate când ne strângeam, dădea una tonul. Apropo de fetele astea din copilărie, de prietenele din copilărie, vecine, maica, bunica mea, întotdeauna le dădea ca exemplu. Dacă eu am fost o răsfățată și am muncit, că m-au pus părinții, dar nu să fac munci grele, ci ca să mă inițieze și să mă formeze și pe mine în dezvoltarea personală, în ale vieții. Da. Și venea bunica și fa n-auzi, eram trei. E ceasul 12, soarele e sus deja, s-a ridicat soarele. Milica a spălat o culme de rufe. Mimi a cules o rigolă de roșii. Mariana a măturat pătătura și pe la drum. Voi ce ați făcut? Cine vă mai ia? Cine vă când v-ați măritat voi la soacră? Știi, era mentalitatea aia, să-ți faci și zestre, să-ți faci și... La așa, ce e fata pricepută, și să da? Fii, da, și să fii, ce a făcut fata, da, și să fii vrednică, să nu te ia soacra, că aolo, mi-a dat o fată puturoasă, știi? Erau mentalitățile pe vremea aceea. Acum te înțelegi și mi se pare foarte ok. Acum te-ai înțeles cu prietenul, cu iubitul, invers, prietena, iubita, v-ați plăcut? Nu avem noi dreptul să ne băgăm în viața lor. Sunt puturoși, este treaba lor, e casa lor, sunt vrednici, este treaba lor. O mentalitate sănătoasă, da. Spun eu, și care permite întemeierea unei familii după principiile stabilite de tineri. Da. Ce vă lipsește acum, adult fiind, faptul că sunteți și dumneavoastră mamă de băiat și soacră la rândul dumneavoastră, ați ajuns la maturitatea aceea în care puteți să zic așa, să depanați amintiri, vă lipsește alintul acela, îmbrățișarea bunicii, a mamei, cuvintele pe care poate le-ați folosit și în momentul în care v-ați crescut băiatul? De părinți încă mă bucur și dau slavă Domnului. De bunici îmi atâta dor. Dorul de bunica mea mă îndeamnă să cânt așa. I-am făcut chiar un cântec. Mă îndeamnă să cânt așa, să vă spun cum era ea. Mi-e un dor de maica mea, deci de mă usuc. Și sunt 30 de ani de când s-a prăpădit. Avea Cătălin, băiatul meu, 2 ani. E, sunt 30 de ani, deși e atât de prezentă în viața mea și în tot ceea ce facem. Când mă duc acasă, de exemplu și acum, am fost acasă acum câteva zile, și din când în când mai scoatem să nu le mănânce moliile, să scuturăm astea din lână făcute, covoare, țoluri, cum se făceau și am țesut și eu cu bunicii și cu părinții. Și de la bunica mea, de acum 30 de ani, am fustă, am fuste, am bluze, am băsmăluțe, am un brâu cu care se încingea, cu acola de siguranță, cum și îl prindea ea. Și le-am scuturat pe toate și le-am pus din nou acolo, le-am lăsat un pic la ger și le-am pus din nou acolo și le-am așezat. Le miros și le simt mirosul. Miroase a maica. Miros toate a ea. Și le țin acolo și le păstrez cu sfințenie. Și, mai mult decât atât, are și dulapul ei și fonierul ei, care este superb. Superb este. Deci îmi lipsesc bunicii cu tot ce înseamnă bunici, cu tot ce reprezintă ei. Dar vă regăsiți în dumneei, știți că, uite, asta o am de la bunica mea. Ia uite-te. Asta este ea cu sută de bunica mea, de exemplu. Că tot spuneați că uite, e prezentă, deși au trecut 30 uite de ani. Uite cât de frumos și am mai multe ei cu sute de ea. Și când mă punea să cos, să-mi fac zestrea,
Ea niciodată nu venea să se uite că știu să cos și, atenție, știu să cos așa, nu cum se coase acum pe două rânduri de ca să faci musca. Nu, iei pe un rând și faci pe un fir, un singur fir, nu pe două, trei fire să faci muscă de aia mare, că după aia când la finalul așa, nu se în loc pline, să iasă, da. Nu, în loc să iasă așa atât de frumoasă, iese una de asta mare care se vede cum e lucrat în detaliu și nu e ok ce se întâmplă. Nu sunt adepta iilor de astăzi pe care le văd să le port și eu. Stilizate, le-am spune, da. Nu sunt n-am nimic stilizat pe mine și nu îmi place. Și maica, după ce terminam de cusut, ne verifica. Hai să văd ce ați mai făcut. Maica întotdeauna făcea așa. Tu știi de câte ori am intrat eu cu ea pe dos pe mine în scenă. Și n-a știut nimeni. Deci nu știi care e fața, nu știi care e dosul. Deci am intrat de foarte multe ori cu ieile pe dos. Ți-am arătat. Nu vezi diferența. N-ai cum. Atât e de frumos. Dacă vedea că treceam de aici până aici cu firul, ce-i șarampoiul ăsta? Când zboară păsărica, se împiedică. Ce-i șarampoiul ăla? Deci nu. Deci cum e pe față, e și pe dos. Ți-am arătat. Da. Atât era de meticuloasă, atât era de... Moșteniți lucrurile acestea de la dânsa? Cred că da. Eu îi semăn foarte mult bunicii. Îi semăn foarte mult. Așa îmi spuneau și fizic. Ochii, culoarea, le moștenesc de la... Dar știi cum? Am semăn cu toți. Semăn cu bunica, când mă uit la mama, semăn cu mama. Am de la tata, aluniță, gene, zâmbe, dantură, de la bunica. Deci sunt acolo. Ați suferit eu mult atunci când mult. Ați pierdut-o? Foarte mult. Foarte mult am suferit. Și simt lipsa. Ce regret... Regret că n-am apucat să o plimb cu avion. Și îmi propusesem să o duc până la mare, ca să vadă marea, și îmi propusesem să o duc cu avionul. Am adus-o la București. S-a plimbat cu metroul, s-a plimbat cu scările rulante și spunea, maică, atunci când pui piciorul, fii atent să nu pui pădunga aia. Și când punea maica piciorul, își lua un avânt și venea cu un pas din ăla mare, înțelegi, ca să să nu cumva să o fure dunga. I-ați făcut o bătrânețe frumoasă, doamna Steliana. Da, i-am făcut, așa cum venea la mine la spectacol, mi-aduc aminte la... venea cu soțul meu, am avut spectacol la radio și a zis, hai maică să-i luăm flori, soțul meu, hai să-i luăm flori, să-i ducem pe scenă, hai să-i luăm și să ia lalele, au luat lalele. Și a întrebat cât costă firul de lalea, nu știu cât i-a spus acolo. Maica a înțeles că tot brațul ăla costă atât. E suma pe care aveți. Și zici, le luăm, ia uite ce ieftine sunt, nu maică, e un fir doar, costă. Aolo, bă, dar scumpe sunt. Da, așa sau era, când s-a dus în cișmigiu și a văzut copacii ăia, a văzut copacii și zice, auzi mă, Cristi, păi dacă tai un copac din ăsta, nici cât trei duși nu face, duzi, știi ce sunt aia, nici cât trei duși nu face. Un copac de ăsta, ții din ei trei ierni, ții dacă îl tai. Copaci din ăștia care sunt protejați de... Sau când i-a văzut în metrou cu căștile, îl trăgea de mânecă. Cristi, de ce are mai doapele în urechi? Doape. Păi zice, ascultă muzică, maică, ascultă. Cum mă să asculte muzică? Da, ascultă muzică până doapele alea. Și ea avea... Știi, punea mâna așa să n-o vadă nimeni, știi? Exact gestul ăsta l-avea. Și râdea pe înfundate, știi, draga de ea. Mi-e dor de ea. Se vede că vorbiți ca și cum ar fi aici. Dacă spun, o simt prezent în tot ceea ce fac. Dar se întâmplă acum să aveți, în perioada în care aveți spectacole, să vă uitați așa în sală, la public și să vedeți în spatele sălii o bunică cu ochii plânși, să o asemănați cu bunica dumneavoastră? Mi se întâmplă deseori. Mi se întâmplă. Și, de exemplu, doamna care mă ajută la curățenie, menajera, e micuță, slăbuță, ca o furnicuță, ca o albină, atât de vrednică este. Și am și spus când am cunoscut-o, semănați atât de mult
cu maica, cu bunica mea și mi-e drag și privind-o și pe doamna Profila, parcă mi-aduc așa aminte de maica, pentru că e foarte vrednică. Este foarte vrednică și maica așa era. Maica avea o vorbă. Mi-a spunea, maică, iar să facem astea, iară. Fă n-auziți. Vă e vouă frică cu mine. Ochii te sperie, mâinile te scapă. Și folosesc și acum. Mi-e frică? Nu. Ochii mă sperie, dar mâinile mă scapă. Nu mi-e frică de nimic. La treabă. Câtă înțelepciune. Pe cuvânt, da, asta... De multe ori, ascultându-vă, glasul dumneavoastră mă duce... Dacă mă ții în zona asta, nu mai termin. Când e vorba de bunici, de copilărie, îmi place, nu mai termin, să știi că... povestea și din primul. O sor, da. Mi-e drag și am trăit o copilărie frumoasă. Da, după ce ploua, muream de drag să văd bălțile alea pe ulițe, bălți mari. Și se făcea așa potecă pe unde călcam. Se făcea potecă, pentru că era noroi așa, știi, și se făcea o potecă de-aia bătucită și ne era drag. Desenam pe potecă și ne plăcea să ne încălțăm cu tenis, că era curat să mergem pe aia. Nu se mai întâlnesc copiii din ziua de azi cu asemenea vremuri? Nu, acum calculator, mai nou și cu calculator, nu mai socializăm în niciun fel. Noi, ce să spun, ne duceam la școală, ne întorceam de la școală, veneam cu hainele rupte, ne agățam de toții corcodușii, zarzări, caiși și tot ce era. Aveam niște corcoduși din ăștia roșii. Nu prea... erau mai rare așa. Și totuși făceau copiii năzbâtii, dar iată că știau să aibă reguli, năzbâtii, să respecte... De ce năzbâtii? Că ne urcam să mâncăm corcodușe și că ne cățăram copaci. Asta e năzbâtie. Și naiba, că doar nu suntem... Acum sunt mult mai strict, părinții, nu face aia, vezi, nu-ți rupe hainele. Și este foarte greu. Și dacă rup o haină, o rup. Până rupă. La urmă acum, așa e, da. Da, dacă vrei să te duci să iei haine de nu știu cât pentru un bebeluș, care costă mai mult decât și nici nu le un tricouz al meu, care eu poate îl port o jumătate de viață. Da? Și copilașul ăla luna viitoare nu-l mai îmbracă și atunci eu cred că e aici snobismul, știi? Stai că îl îmbrac, mă duc să iau nu știu de ce firmă, să nu cazi, să nu-ți rupi, că am dat atâția bani. Rupele, mamă, tăvălește-te! Bucură-te de vremurile. Vezi că în martie devin bunică. Da, știm lucrul acesta. Deci, să vezi o bunică, fă tot ce vrei, tot ce vrei, înțelegi? A fost împlinirea supremă? Pentru Suprema. Dumneavoastră, mai ales acum că sunteți o domnișoară, spun eu la cum arătați, și totuși la pensie și pregătită să devină bunică. Suprema. Știți dacă va fi băiețel sau fetiță? Băiețel va fi. Băiatul vă va dărui un băiat. Și mă bucur, pentru că eu sunt agresivă. Și cu fetițele trebuie să fii delicată și nu mă împăcam deloc cu ideea. Dar pe ăsta trebuie să-l iau să-l zmotocesc, să-l scutur, cum să-l ar fi mușc. Să aibă ochii de la bunica? Vrei să spun ceva? Eu așa cred. Nu știu ce ochi are, dar am văzut ecografia. Și am fizionomia? Fiul meu, Eleit Cătălin. Nu știu ce ochi are. Eu zic că o să are moștenească pe bunica. Dar să-i vezi năsucul, să-i vezi buzițele așa senzua. Aoleu, nu mai vorbim că mă transform acum. Uitați-vă la mine acum cum sunt, pentru că la anul veți vedea o bunică zgubilitică. Da. Parcă și mă pe doamna Steliana în parc Cișmigiu, exact cum spunea de maica, atât de frumos, de copaci. Acum va prezenta nepotului toate minunățile. Da. Am avut o pisicuță, că la mine acum eu sunt smurdu. Sunt smurdu animăluțelor, știi? Și nu, numai. Și am avut pisicuți, am avut căței, îi aduc la București, îi tratez, îi duc înapoi și așa mai departe. Și venise pisica aia, o cheamă Sosi. Sosi o cheamă. Era așa de, după ce are tratament, după ce că săraca e pe injecții, mai e și timidă și așa. Sosi, ia mamă. Haide, mamă, fii agresivă, mamă. Hai, mamă, hai, smardăiește, mamă, hai. Băi, și-am învățat-o. Și îmi zicea doctora, că mi-a dat, dacă ți arăt pe telefon cum mi-a făcut ochiul într-o seară, stătea, ne culcasem și stătea și se uita la mine, ea la mine, eu la ea, cu lumina stinsă, și nu știu cum, din așa,
exact ce am învățat, îmi dă o labă și m-a înțepat, efectiv mi-a înțepat corneea. Și tot albul ăsta pe care îl vezi era roșu. Tot norocul că nu m-a atins unde, bine că nu m-a atins, știi? Și am zis, Sosi, haide mamă, smardoiește mamă și așa face. Așa stă. Clăbuțel. E în stand-by, da, uite așa stă. Să te lovesc, să nu te ating, să te ating, dacă vede că e ok, lasă lăbuța jos, dacă nu, iar ia poziția. Și mi-a zis doctora, așa ai învățat-o. Da, zic, eu am învățat-o. Și am spus, mamă, fii puternică, mamă. Și așa face, mă. Mă, și mor de ea. Sosie o cheamă. Sosie. Se zice că oamenii care iubesc Sosie. Animăluțele iubesc și oamenii foarte mult. Păi iubesc. Da. Iubesc oamenii, iubesc animalele. Iubesc copacii, îi ador copacii. Doamne, îmi vine să-i strâng, uite așa. Când văd, am un dud acasă, de când s-au căsătorit bunicii mei. De când s-au căsătorit bunicii mei. Atât de bătrân este dudul ăla în curte. Și bineînțeles, i-au tăiat coroana, a tot întinerit, dar așa trunchiul, înțelegi, și rădăcinile, ce înseamnă să ai rădăcini. Vezi, asta apropo de începutul discuției noastre. Ce înseamnă să ai rădăcini puternice? Păi dacă ai rădăcini puternice, crești și tu. Dacă rădăcinile nu se uite cum e dudul ăla, știi? Și mă duc și îl iau în brațe și zic așa. Câtă informație ai tu? Câte ai văzut tu? Și parcă se face așa un schimb de energie. Energie, nu parcă. Da. Se spune că îi lași într-un chiu unui copac întotdeauna. Și simt cum se face un schimb de energie. Deci iubesc copacii, ador copacii. Și știi ce mai îmi place și ador? Muntele, stânca. Stânca. Când văd muntele ăla din piatră, ternic. Stânca aia așa, dacă mă duc și pun mâinile pe stânca aia, de asemenea se face schimbul de energie între mine și stânca aia. Și eu ale mele. Dar cred că mulți dintre noi ar trebui să ne regăsim în astfel de lucruri, pentru că natura e cea care ne oferă energia și pozitivismul. Trebuie să le descoperim, să fim atenți. Că se întâmplă atâtea lucruri în jurul nostru, în viața noastră. Important e să conștientizăm totul. Ați fost dezamăgită, doamna Steliana, de oameni? Vai! De ce îmi pui tu întrebarea asta mie? Da. Foarte dezamăgită. Dar te gândești că e o lecție de viață pentru tine, ca să poți să mergi mai departe, pentru că altfel rămâi acolo prins, că nu este nimic întâmplător și că acești oameni care m-au dezamăgit m-au făcut să devin mai puternică și mai echilibrată în viață. De asta spun că nu este nimic întâmplător și să luăm lucrurile așa cum vin ele. Deci eu mi-am regăsit un echilibru. Mi-am regăsit forța interioară pe care nu o cunoscusem. Odată cu aceste dezamăgiri. Odată cu aceste dezamăgiri și ce frumos este când, indiferent cât stai jos, căzut, atunci când te ridici, să ai forță, dar nu să te ridici amețit. Nu. Din momentul în care te-ai ridicat, ai tras aer în piept și te-ai uitat că deja orizontul tău trebuie să-l vezi, să vezi perspectiva vieții, că e atât de frumoasă și să o iei ca pe o adevărată lecție. Dai pagina exact ca la un roman foileton, știi? Ai dat pagina, e un capitol încheiat, și începe un nou capitol. Și atenție să nu se repete, că înseamnă că n-ai învățat nimic. Credeți în destin? Cred și în destin, cred și în destin și cred și în liberul arbitru pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Cred în ambele. Adică destinul este așa cum, da, dar în același timp Dumnezeu îți lasă variantele, nu te forțează și atunci nici noi nu avem dreptul să forțăm, să judecăm
pe mai ales alții. Da. Azi vorbim cu deschidere despre spiritualitate, despre suflete eterne, despre vieți succesive. Nu mai părem atât de deplasați când spunem așa ceva. În ce asemenea lucruri credeți, din ceea ce în mod obișnuit nu îndrăznea să credeți până la vârsta dumneavoastră? Am crezut dintotdeauna într-o forță, am crezut în Dumnezeu, m-am născut cu Dumnezeu. În schimb, așa cum spuneai tu, dezvoltarea personală, nu știam despre ce e vorba. Nu știam despre aceste lucruri, că să le iau așa cum vin și să le accept, să le dau conotația pe care o au, pentru că ele fac parte din evoluția noastră, în fond. Lucrurile astea nu le cunoșteam. Cu timpul le-am învățat. M-am deschis spre astfel de lucruri și m-am aplecat mult spre ele și mi-au prins bine în viață. Și acum mă folosesc de ceea ce am învățat. Eu cred că asta va ajuta cel mai mult, pentru că adeseori aud oamenii spunând sau întrebându-se de ce a meritat asta, de ce a avut întâmplarea asta, dar noi nu ne dăm seama, exact cum ați spus puțin mai devreme, că de fapt ele vin cu un scop și au ca scop noi înși despre care vorbim să fim mult mai pregătiți pentru viață. V-ați întrebat de multe ori, oare de ce mi s-a întâmplat asta sau oare de ce a venit într-un moment nepotrivit? Mă întrebam și eu. Mă întrebam. Dar de la un moment dat, când am început să aprofundez și să conștientizez tot ce se întâmplă, nu mă mai întreb, ci doar îmi răspund. Și atunci trebuie să merg mai departe. Și știi când îmi dau seama că eu sunt la un alt nivel spiritual? Îmi dau seama când văd pe cel de lângă mine că se macină și se frământă. Ursuz, și da. Nu înțelege. Și eu privesc atât de detașat, dar privesc dincolo de problemă. O vedeți ca și rezolvată. Deci pentru că privesc dincolo de problemă, nu privesc problema în sine, ci privesc dincolo de problemă. Și atunci îmi dau seama că dacă rămâi la nivelul ăla, pe vibrația aia joasă, tot asta ți atragi. Nu poți, deci dacă nu evoluezi și rămâi la vibrația aia, este foarte greu să înțelegi ce ți se întâmplă, bolile în același timp le atragi, de fapt nu le atragi, le dezvolți. Că o boală vine din trăirea fiecăruia, știai lucrul da. Ăsta, da? Frustrări și cancer și toate bolile își au, chiar am o carte acasă. Și atunci mă întreb, de ce mă dor rinic? Ia să văd ce mi s-a întâmplat astăzi. Ha, ok, hai să depășesc. De ce mă dor genunchii? Păi stai puțin, ce s-a întâmplat azi? Hai să depășesc. Știi? E mult ca să intrăm în, să le discutăm în amănunt. E bine să conștientizăm, dar, iată că vine ajutorul odată cu conștientizarea. Dar ca o concluzie, da. E bine să conștientizăm și să și cunoaștem în același timp. Știi? De că multe ori, ascultându-vă, cântecele, mă duc cu gândul la nopțile bătute cu stele, în care mireazma fânului și a florilor mă amețeau. Acolo unde bunica mea îmi ținea capul în poală și mă mângâia pe creștet. Și tot acolo am visat cu adevărat și am învățat să visez. Aveți vreun vis neîmplinit încă? Vis neîmplinit? Sau dorință? Nu. Dacă vrei să mă crezi, în fiecare seară, atunci când mă rog pentru sănătate, pentru pacea sufletească, că nu știu ce să-i cer bunului Dumnezeu. Sănătate, pace sufletească, și tot ce consideră că mi este de folos. Pentru că și el după știe ce mai bine ce am cerut astea, am cerut
mulțumirea și îl rog, îmi cer iertare tuturor celor cărora poate le-am greșit în ziua respectivă, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, și îmi cer iertare și le trimit iubirea și mă culc liniștită. Cât de așa frumos. Mă închei eu ziua. Ziua. Așa mă închei, da. Trăiți cu regretul poate că ați pus munca pe primul loc și ați neglijat oameni dragi sufletului? Nu. Nu trăiesc cu acest regret pentru că Dumnezeu mi-a dat un talent. Și atunci, prețul succesului. Talentul trebuie să știi ce faci cu el. Îl înmulțești sau îl îngropi. Eu mi-a dat și puterea, harul acesta, de a-l înmulți. Nu poți să înmulțești stând acasă, nu poți să faci două lucruri foarte bine la deodată. La superlativ, da. Nu poți. Și atunci trebuie să existe acest echilibru. Nu ai profesie? Te întorci pe partea asta-laltă de casnică sau de ce vrei tu. Eu am creat acest echilibru și iată, astăzi sunt Steliana Sima datorită muncii, datorită disciplinei, datorită entuziasmului pe care l-am avut. Seriozității. Disciplina. Că disciplina stă la baza tuturor succesului întotdeauna. Și am dăruit publicului ceea ce mi-a fost menit și dat de Dumnezeu să dăruiesc. Cântecul. Asta este misiunea mea. Altfel, aveam o altă profesie și tot la fel, mă sculam poate la 3 dimineața, la 5 plecam de acasă, mă duceam în fabrică, în uzină sau eu știu unde la ce era companie mai nou, da? Și ajungeam acasă la... Deci tot nu... Tot trebuia să fie acest echilibru sau această balanță. Dar măcar așa ați făcut, deci, cu plăcere și am făcut v-ați dedicat cu plăcere, pentru că orice muncă o faci, depinde pentru ce ești făcut. Orice muncă o faci. Că ești medic, că ești strungar, că ești, dai cu mătura pe stradă, care-i problema? Dau cu mătura și în curtea mea și e o plăcere să văd că-mi iese curățenia și atât am posibilitățile intelectuale, mă duc și dau cu mătura pe stradă. Și trebuie să faci cu drag lucrul ăla, pentru că trebuie să trăiești. Trebuie să trăim. Așa este. Eu cânt. Eu cânt. Și o fac cu drag. Mă bucur când devin doctorul sufletelor oamenilor. Nu oricine se bucură de acest har de la Dumnezeu, dar aș vrea acum să oamenii vă întreb... Oamenii m-au făcut. Publicul m-a făcut ceea ce sunt azi. Eu mi-am deschis, eu în cântece sunt o carte deschisă. Am spus și repet, vrei să o cunoști pe Steliana Sima? Ascultă-i cântecele. Acolo sunt o carte deschisă. Acolo orice cântec are mesajul real în el. Mesajele și sunt trăirile mele în cântece. Și atunci, deschizându-mă în cântec, oferind publicului ceea ce am trăit eu și am simțit eu, publicul regăsindu-se în ceea versuri ce eu le-am oferit, m-a și iubit. Și publicul m-a făcut ceea ce sunt astăzi. Măria sa, publicul. Și îi mulțumesc pentru care au fost toți acești ani pe care și i-am parcurs împreună. Și să fie la fel de frumos și de acum înainte. Care au fost întâlnirile miraculoase care v-au influențat destinul? Oameni care v-au dăruit necondiționat? Oameni care v-au impresionat prin gestul lor atât de rar astăzi? Contează foarte mult la timpul potrivit să întâlnești omul sau omul potrivit sau oamenii potriviți. Din punct de vedere profesional, am întâlnit exact omul potrivit la timpul potrivit. Și dacă mă întorc în 1987,
1987, în toamna anului 1987, un an de referință pentru mine. De ce spun un an de referință? Pentru că atunci am participat, luasem Floarea din grădină. După ce am terminat Floarea din grădină, a trebuit să rămân la imprimări radio. Era obligatoriu. Rămâneam la imprimări radio. Deci am continuat. Luni a fost concursul, marți, miercuri, joi au fost 3 zile de înregistrări radio. Tot atunci, primele înregistrări radio, trebuia să venim, pentru că numele meu de botez este Cuța. Cuța de la Ancuța. Și doamna Eugenia Florea a spus, trebuie să găsim un nume cu rezonanță, să sune frumos, să strălucească, să ia, să vedem cum. Bun, am găsit, Steliana. Steliana Sima sună bine. Deci, Floarea din grădină, înregistrările, pseudonimul artistic, în timp ce eram la înregistrări, vineri s-a dat concurs la Ciocărlia. Și eram în București și m-am dus la Ciocărlia. Dar la Ciocărlia am venit la concurs. După ce fusesem în două turnee, un turneu de 2 săptămâni în Ardeal și un turneu de 2 săptămâni pe litoral. Pentru că am întâlnit-o pe doamna Maria Ciobanu și s-a dus s-a dus și a vorbit cu colectivul, cu doamna Maria Butaciu, cu Mioara Veli, cu Benone Sinulescu, toți cei care, Simion Pop, Maria Păunescu, toți cei care erau acolo, au vorbit, m-au cunoscut și i-au propus tovarășului colonel, toarșul colonel, avem o fată tânără pentru Ciocărlia. Eu urmează să ies la pensie și vreau să o aduc în locul meu, doamna Maria. Toți m-au primit cu brațele deschise, o adevărată familie, adevărați prieteni, adevărați părinți, surori, cum vrei. Oameni extraordinari. Și iată, deci, doamna Maria Ciobanu a fost omul pe care l-am întâlnit atunci când a trebuit. Pentru că eram o tânără în afirmare, și probabil că rămâneam la nivelul de, eu știu, de provincie. Una mi-a adus, altceva mi-a adus ansamblu Ciocârlia al Ministerului de Interne, altă perspectivă, alta ar fi fost să rămân acolo. Iată că m-am dezvoltat și personal, mi-am făcut o familie, m-am măritat cu un ofițer, ulterior am devenit și eu ofițer. Lucrurile mai au târziu, luat o evoluție frumoasă. Chiar am preluat destinele ansamblului, considerând o datorie morală pentru mine să duc mai departe ceea ce eu am găsit acolo, în Ciocârlia, și am moștenit. Și uite, așa am ajuns și am trecut așa prin viața artistică, viața personală, cu bune, cu mai puțin bune, că nu a fost viața atât de roză, dar la începuturi priveam cu dezamăgire, ulterior, după dezamăgiri și după, am început să privesc altfel lucrurile. Dacă nu aș fi trăit, și mă gândeam așa, dacă pe un perete de genul ăsta, pe care îl avem, fără să aibă nicio inscripționat nimic, și ai vrea să te cațeri. Sau am un perete unde am ceva pe el, denivelări și una și alta, pe care l-ai alege să ajungi sus. Atenție. Categorii pe ăla mai ușor. Că și care e cel mai ușor? Cel care are denivelările. Cu denivelări, exact. Așa e și viața. Te ridici, cobori, te ridici, nu cobori. Nu e lină ai permanent. De ce să... Păi nu, ca lume. Da, și atunci da. Nu. Așa e și viața. Dar trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Ce comparație frumoasă, da. Și de folos pentru mine. Și de folos pentru tine. Sau ai văzut inima cum bate la monitor. În momentul în care e linie dreaptă, nu mai există. Da. Când e, urcă, coboară, urcă, iar coboară. Știi? Trăim. E, asta este viața. Uite, de aici trebuie să ne inspirăm. Trebuie să le înțelegem.
Cum a mers pentru dumneavoastră în paralel povestea de viață? Ați trecut povestind mai devreme de la persoana întâi singular la persoana întâi plural, de la eu la noi, pentru că v-ați întemeiat familia și lucrurile au luat evoluție frumoasă. Da. Când v-ați căsătorit, ce vârstă aveați, doamna Steliana, și când a venit băiatul dumneavoastră în Așa familie, cum Cătălin? Așa cum mi-am propus, eu am fost foarte organizată în viață. Foarte organizată. În primul rând, cariera. Am pus cariera, am zis, trebuie să fiu cineva. Trebuie să fac ceva. Și ați vrut să fiți o femeie independentă. Trebuie să fiu pe picioarele mele. Bun, m-am mărit, n-am o profesie, n-am o casă, n-am ce să fac, să stau să depind de cine. Nu sunt genul. Nu sunt genul. Și atunci, am avut o profesie, am avut o casă, îmi trebuia un soț să pot să fac copii. Și l-am întâlnit pe soțul meu, întâmplător. Vă gândeați că o să fie marea dragoste sau că o să vă măritați chiar cu el? Nu-l căutam pe cel ales. Știi? Nu-l căutam. Dar era următorul pas pe care era firesc, da, să-l fac. Și atunci stăteam și eu și soțul meu la hotelul Ministerului de Interne. Când v-a întrebat la prima întâlnire dacă, dacă fumați, nu? Păi, eu nu fumam. Și el a venit, eu stăteam așa pe fotoliu și erau telefoanele acelea cu fisă. Și s-a dus, a întrebat la recepție, pe recepționer, nu știu ce, și a venit să dea telefon. M-a văzut acolo și probabil, nu probabil, și s-a scurt-circuitat ceva. Și a venit la telefon, telefonul fiind chiar lângă mine. Telefonul nu funcționa. Eu nu i-am dat atenție. L-am lăsat în pace, că nu m-a întrebat, știți, cumva funcționează sau că mai făcea figur telefonul. Nu, dar cred că știa și el că nu funcționează, că așa mi-a și zis, știam că nu funcționează, dar așteptam să-ți văd reacția cumva. Și o fisă, două, trei, am văzut în gândul meu, zic, bă, dar asta nu vede, mă, că ziceam eu, nu vede că nu funcționează telefonul ăsta, săracu, zic, îi mănâncă fisele degeaba, știi cum era cu fisele și pe vremuri. Și spun, să știți că nu funcționează telefonul. Ah. Asta aștepta. Asta așa. Da, mulțumesc, sărămâna. Pot să mă așez? Vă rog, mai era un fotoliu, cum stăm noi de vorbă. Zic, vă rog, era recepție. Putea să stătea în același și, da, eram în minister, nu era o problemă. Și am început să socializăm, am început să conversăm. Da. Și ne-am mai întâlnit, ne întâlneam pe acolo, ne cunoșteam deja, ne cunoșteam și s-a înfiripat. S-a înfiripat. Eu urma să plec, că primisem casă de la minister și urma să mă mut. Și m-a ajutat de m-a mutat, a mers cu mine să căutăm covoare, să căutăm... Dar cu ce v-a cucerit, doamna așa, Steliana? Cu ce m-a cucerit? În primul rând era un bărbat prezentabil. El făcuse culturism. Avea o masă musculară. Fizicul. Deci, e un bărbat frumos. Și acum e un bărbat frumos. Se menține foarte bine. Toată ziua pe cântar, toată ziua. Deci se menține foarte bine. Și avea o masă musculară. Deci fiecare mușchiuleț în parte, fiecare pentru că a făcut culturism. Era antrenat. Culturism. Da, 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 da. Era un tip foarte deștept, că n-aveai cum să nu fii deștept. Da. N-aveai cum să nu fii deștept ca ofițer în cadrul Ministerului de Interne, mai ales atunci când era totul la sânge, se făceai școală peste școală, absolut, evaluări și da, era un tip foarte deștept și au fost mai mulți factori care m-au cucerit. Și el era un tip blând, un tip foarte știa să-mi vorbească frumos, m-a alintat frumos, din păpușa mea nu mă scotea. Și acum soțul meu îmi spune, ce frumoasă ești, ești foarte frumoasă. Eu dacă mă pregătesc, mă aranjez de filmare, arăți foarte bine, ești foarte frumoasă. Deci eu nu, sau chiar și în casă,
dacă îmi fac un masaj la față, ce te-ai destins la față? Ești foarte frumoasă. Deci va răsfăța mereu cu... Numai în complimente, numai în complimente. Pentru el sunt cea mai frumoasă și îmi spune. Ești cea mai frumoasă, sunt grasă. Zice, ești, dar ești cea mai frumoasă. Băiatul a moștenit trăsăturile astea galante, fine, să fie un gentleman? Exact, da. Și el la fel este. N-avea cum să nu fie. La fel e și el. Este. Cât de importantă este încrederea partenerului? Ați simțit vreodată reproșul de a nu lua parte la bucuriile familiei sau concediu? Nu. Nu, a fost întotdeauna... A fost alături de mine și m-a susținut. Contează foarte mult. M-a însoțit la toate evenimentele. El m-a însoțit și când a făcut Cătălin 18 ani, a predat ștafeta. Schimbul de roluri. Da. Adrenalină, altă, hai că am schimbat... Care este rețeta nedespărțirii și a fericirii pământene trăită pentru totdeauna? Și a nedespărțirii, ai spus. Iubirea este la început, dar se transformă în respect. Adică există iubire și respect de la început, însă și acea mare iubire trece și consolidează respectul pe care îl ai totuși de la început. Încrederea prin respect. Și devii și mai înțelept cu vârsta. Înțelept, pentru că, așa cum am spus, viața, dacă e numai așa, e ca inimioara. Se oprește. Dacă e cu urcușuri și coborâșuri, are farmec. Și atunci trebuie împreună. Știi? Împreună urși muntele, împreună îl cobori. Da. Când ne ducem, pe mine m-a impresionat foarte mult. Când mă duc la biserică și asist la taina Sfintei Căsătorii, sau când mă duc la un botez, Doamne, atât mă pătrund cele scrise în Scriptură când Părintele le rostește, atât mă pătrund toate astea, că nu pot să mă abțin din plâns. Deci am plâns când s-a cununat băiatul meu, nu puteam să mă abțin. Și la bine, și la rău. În momentul în care unul are o problemă, nu mai corespunzi, nu, am pornit toți pe același drum. Indiferent, ferească Dumnezeu, de cât de rău e o situație pentru partener, dar am pornit împreună, mergem împreună. A, e o situație când, domnule, s-a transformat, te bate, te înjură, chiar n-ai ce să faci, nu trebuie să suporți lucrurile astea. Dar că sunt alte lucruri care... Se existe toleranță. Dar oare pleacă lucrurile astea și din educația din familie, doamna Steliană? Nu știu, egoismul... modul în care privim aceste lucruri, felul în care ne ocupăm și de familie. Mai să știi că își lasă amprenta. Își lasă, oricât ai vrea tu să schimbi lucrurile, trebuie să-ți dorești foarte mult, să conștientizezi că în copilăria ta sau în familia ta s-au întâmplat acele lucruri, le conștientizezi și tu îți propui să le schimbi. Da. Îți propui să le schimbi. Și în momentul în care îți propui să le schimbi, chiar dacă nu îți dai seama că nu poți în totalitate, dar cel de lângă tine, partenerul, îți atrage atenția. Mă deranjează aia, nu-mi place aia, uite, e bine să facem asta. Tu, făcând conexiunea cu ce ai trăit în familia ta, trebuie să te lași puțin. Să te șlefuiești. Nu condus. Nu termenul este condus de partener. Modelat un pic. Știi? Și atunci
pot să schimb lucrurile. Altfel, lucrurile rămân așa cum le-ai trăit și dacă îți place ce ai văzut în familia ta, la fel îți trăiești viața. Dacă nu îți place, îți schimbi și îți faci familia ta. Așa cum ți-o dorești tu, nu cum ai văzut și ai trăit. O femeie frumoasă are parte de un parcurs mai ușor profesional? Nu cumva tocmai această frumusețe îi cauzează într-o lume a bărbaților, într-o lume în care nu vrea să vadă dincolo de exterior? Aș spune și da și nu. E cu duș întors, știi? Cu două tăișuri. Eu zic că e foarte înțelept să ai din toate câte ceva. Dacă ești foarte frumoasă și nu ai minte, nu ai judecată, nu-ți folosește la nimic. Trebuie să știi să-ți folosești frumusețea, judecata, pe toate trebuie să știi să le pui într-o armonie. Pe mine m-au ajutat. Eu am avut din toate câte puțin. Dar am fost un om echilibrat. N-am amestecat niciodată profesia cu viața de zi cu zi. Și asta am vrut să spun și mai devreme. Nimeni nu te face artist dacă ție nu ți-e menit de la Dumnezeu să devii și nu ai aici ceea ce trebuie să ai. A, poți să te urci pe treptele alea, dar cum s-a luat, cum ți-au luat mâinile după tine, cum te-ai și prăbușit și prăbușit rămâi. Ce s-a schimbat sau ce câștigăm și ce pierdem odată cu trecerea anilor? Ce s-a schimbat în viziunea dumneavoastră despre viața pe care o aveați la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani? Sunt multe lucruri, de exemplu, în atitudine. Nu poți să mai ai atitudinea de la 20 de ani. Nu-ți mai stă bine. Altfel eram la 20 de ani, altă deschidere aveam. Acum, trecând prin filtrul înțelepciunii și poate că nu-i bine, poate că nu-i bine, deși vârsta vine cu ale ei și cum trebuie să te comporți și cum trebuie să te îmbraci. Că la 57 de ani, eu aș vrea să mă mai îmbrac ca la 20 de ani, dar o să creadă lumea că nu am țigla toată pe casă dacă mă mai îmbrac ca la 20 de ani. Și atunci toate trebuie să le se schimbă, dar nu în rău. Nu în rău. Trebuie să le realizăm, să le conștientizăm că suntem la o vârstă și, așa cum am spus, fiecare an în parte vine cu experiența lui. Sunteți propria textieră. Reușiți să surprindeți în cântecele dumneavoastră mai mult poate decât a reușit să transmită altcineva. Ce ați decis că e mai bine să lăsați totuși deoparte și să nu mărturisiți în cântec? No. Ce zone sau ce trăiri? No. Toată viața mea, în momentul în care am ieșit în public, am ieșit pe piață, mă gândeam așa: Doamne, am făcut cântecele astea. Oare nu-s prea directă? Oare nu-s prea deschisă? Nu le cânt. Dar ce să cânt? Dacă nu sunt astea, ce să cânt? Pentru că alea le simțeam eu. Și mi-am luat inima în dinți și am cântat tot ce am scris. Tot ce am scris, am trăit. Și tot ce am trăit eu, au trăit și oamenii, a trăit și publicul, s-au regăsit în ei, în acele cântece, oamenii. Dacă voi cânta un cântec care nu e trecut prin filtrul sufletului meu, nu-l transmit. Și nu te captivez. Îl cânt mecanic, nu orice gen de
texte, chiar și de melodii, îmi vin bine, mi se pretează, în orice gen. Nu m-aș pune nici eu în valoare și nici cântecul nu l-aș pune în valoare. De aceea, fiecare suntem în felul nostru. Fiecare avem stilul nostru. Vă știți o persoană introvertită și cântecul a fost cel care v-a dat voie să vă exteriorizați, să zic așa? Păi, așa cum am spus mai devreme, prin cântec mă cunoști cel mai bine. Te duci acasă și accesează ce cântec vrei tu. Fiecare are povestea lui. Fiecare. Și acolo mă găsești. Privind în urmă, de ce sau de cine vă este dor și ce întâmplare din trecut ați vrea să retrăiți? Nu. Îmi este dor de copilărie și de bunici. Îmi este tare dor. Și îmi este dor de copilul meu când era mic. Era atât de frumos, era atât de drăgălaș, parcă te-aș schimba un pic lucrurile. Nu în totalitate, dar parcă le-aș schimba pe segmentul ăsta. Le-aș schimba un pic. Aș fi altfel. Dacă ați avea puterea să opriți timpul în loc, ați face asta pentru copilul dumneavoastră? Da, aș face. E un segment acolo care trebuie reparat. În copilărie. Când ați plâns ultima dată și de ce, doamna Steliana? Când am plâns? Să știi că în ultimul timp nu mai plâng, că nu am de ce. Nu am motive să plâng. Nu mai plâng nici de bucurie, nici de tristețe. Pentru că lucrurile vin așa cum trebuie să vină. Și nu trăiesc nici în estaz, nici în agonie. Într-un echilibru, cum v-ați spus de multe ori. Da, trăiesc într-un echilibru. Și nu știu când am plâns. Deci nu știu. N-am mai plâns. Ce trăiți astăzi și vă regăsiți în copilul dumneavoastră? Și știți sigur că el va spune peste ani, iată asta o am de la mama. Cătălin are exact ceea ce am avut eu. Să trăiască independent. Să facă lucrurile la timpul lor. Nu lasă de azi. Nu lasă pe mâine ce poate să facă azi. Știi că așa îmi zicea. Așa îmi zicea și maica, bunica. Las că facem mâine. Nu lăsa pe mâine ce poți să faci azi, că ziua de mâine vine cu ale ei. Ziua de azi a venit cu astea, hai să le facem. Și Cătălin nu lasă pe mâine ce poate să facă azi. E foarte conștiincios. Îi place să facă lucrurile spre perfecțiune, tinde spre perfecțiune, ca și mine. Nu le face de mântuială și am observat la el că dacă începe un lucru, nu poate să-l facă și pe al doilea în același timp. Și așa sunt eu. Îl termin și îl iau pe ăsta. Deci mă simt aglomerată, mă simt că nu pot să-l fac la fel de bine. Și atunci îl termină ce a început și continuă cu celălalt. Deci nu le suprapune niciodată. Are foarte multe. Și de la mine și de la taică-su. Are, moștenește. Să știi că e un copil bun. E un copil bun și mulțumesc-o Dumnezeu. Sunt o familie frumoasă. Iată,
îi împlinește Dumnezeu cu un bebeluș, doi, trei, cât ori dori ei, cât se simt ei în putere, că după primul îți dai seama dacă îl mai faci pe al doilea sau nu, după nopțile nedormite și îți numeri firele albe. Așa este. Tu dacă știi? Deja îl faci și da. Pe al doilea, ai curaj, nu? Ai curaj, da, da, da. Da. Aveți libertate, aveți credință, aveți bucurie de viață. La nivel material, ce importanță avem? Măi, nu poți. Fără parte materială, nu poți să trăiești. Să te bucuri de un confort. Păi, dacă nu te bucuri de un confort, intervin și alte neplăceri, știi? Dar consider că degeaba ai oricât ai avea, dacă nu există acel respect în familie, dacă nu e respectul de sine și respectul... Că dacă pierzi noțiunea banului și devii sclavul banului, nimic pe lumea asta nu te poate mulțumi. Nimic nu te poate mulțumi. Trebuie să învățăm să trăim și cu mult și cu puțin. Și atunci... Știi ce fac eu ca o paranteză? Știi ce fac eu ca să revin la și să creez echilibru? Pentru că de multe ori mă lua valul, știi? Adică ai bani și ai bani. Ca să pot să-mi revin, când plec într-un concediu, nu de fiecare dată, dar... Mă raport cu cine plec? Plec cu prietenii, plecăm cu prietenii cu tare sau cu prietenii. Mă raportez la cât își permit ei. Adică, poate nu mă duc la un all-inclusiv de așa, știi? Și mă duc undeva unde își permit ei. Știi? Asta e și în semn de respect pentru prietenii. Păi da, ca să pot să... A, că sunt situații că lasă că data viitoare plătim noi diferența și asta nu. Dar ca să pot eu să nu pierd, să nu mă dezechilibrez ca om și să fiu numai pe... Că nu știi când vine cădere. Doamne ferește, vine o cădere și nu știi să trăiești cu puțin. Atunci să-mi spun așa. Dar familia cu tare cum poate să trăiască? Dar ei cum pot trăi? Dar trebuie să învățăm și noi să trăim. Și ce facem pentru asta? Mergem într-un concediu, într-o vacanță, atât cât îți permiți tu. Și mergi și trăiești și eu ca tine. Și cum trăiește toată lumea. Deci, gust și din lucrurile astea. Și atunci, că așa nu mai simți, nu mai ai contactul cu realitatea. Pierzi contactul cu realitatea. Bani, 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 bani. Dacă ai devenit sclavul banului, îți spun că nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Trebuie să ai... Să nu-ți pierzi credința. Să nu-ți pierzi credința. Trebuie să îți păstrezi înțelepciunea pe care cu timpul ai dobândit-o. Și... Așa se creează echilibru. Aș mai avea multe să vă întreb și parte timpul nu ne ajunge pentru că a fost o ediție specială astăzi la Folclorul sub lupă, însă aș mai avea o singură și o ultimă întrebare. Cum reușiți să vă apărați de zgomotul și furia lumii? De zgomotul și furia lumii? N-am fost o... N-am fost în gura lupului... atât de puternic încât să pot să mă lupt. Pentru că așa, iar revenim la echilibru. Am fost un om echilibrat și n-am dat ocazia, n-am dat prilejul să se facă zgomot în jurul meu. Dar în anumite situații, chiar dacă m-a afectat sufletește, mă uit în sus, la Doamne, Doamne, mă duc la mănăstire, la biserică, mă încarc sufletul, îmi iau de acolo toată energia necesară, stau de vorbă,
cu părinții și îmi dau seama, după ce stau de vorbă, că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce am auzit, ceea ce am trăit, e un lucru atât de banal, un lucru atât de banal, că nu trebuia să aud, nu neapărat să sufăr pentru ceea ce am auzit. Și așa mă hrănesc. Vă mulțumesc pentru lecția de viață oferită astăzi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la emisiune. Și pentru cei de acasă, dragi telespectatori, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!